Deci primul cuvânt are conversii, 112 de conversii, cost conversie este 5,82, adică data de conversie 7,9, da? deci 5,13, 4,38, 6,93. Da? Deci o rată de conversie destul de bună cu care poți să lucrezi, nu cum la bocanci care probabil o să fie sub 1, da? aproape de 0 probabil. Bun, deci continuăm seria de videouri despre Google Ads, promovare prin Google Ads și astăzi este a patra serie, celelalte le găsiți pe canal. Astăzi vom răspunde la câteva întrebări și câteva scăpări ce mi-a scapat mie să adaug în prima campanie, în primul video. Le-am adăugat ulterior, dar n-am mai înregistrat, trebuia imediat să le adaug pentru că contează foarte mult dacă se înregistrează conversiile sau nu. Cred că o să analizăm și o campanie care are conversii. În campania asta eu nu am, încă n-am înregistrat conversii și probabil că deja o să o pun pe pauză. Cuvintele cheie respective o să le pun pe pauză pentru că nu convertesc și nu are rost să mai continui cu ele. Și o să vă explic de ce nu are rost. O să le analizăm și dacă la fel, dacă aveți întrebările, lăsați în rubrica de comentarii. La fel, dacă ați început să creați o campanie și vreți să o analizezi, la fel, mă contactați, îmi scrieți în rubrica de comentarii și voi face o analiză la o campanie pe care ați început să o faceți cu ajutorul acestor videouri. Bun, deci, să răspundem la întrebări. Era vorba despre unde ați introdus linkul de afiliere. Da, este corect, linkul de afiliere nu, nu l-am introdus inițial pentru că am uitat. Este foarte important, trebuie adăugat linkul de afiliere. Dacă nu-l adăugăm, nu vom înregistra conversiile. Adică conversiile vor fi, da? dar noi nu le vom înregistra, nu vom primi bani pe ele. Adică vom promova advertiserul pe gratis, ceea ce nu este ok. Pentru a adăuga linkul de afiliat, mergem la Tools, Kick Links, da? Aici selectăm uh, advertiserul pe care îl promovăm, ProAlpin. Dăm click pe Create, copiem acest link da, care s-a generat și după care mergem în campania noastră, la setări, dăm click pe butonul setări suplimentare și aici avem opțiuni pentru adresele URL din campanie. Da? E, și aici la șablon de urmărire copiem linkul generat în platformă, în tu da? linkul de aici, îl copiem aici. La final, după ce se termină cu redirect to, da? dacă ne uităm aici, în linkul nostru generat, la sfârșit zice că redirect to HTTP ProAlpin, da? adică către ProAlpin. Aici noi avem în codul respectiv, avem codul nostru unic de afiliat și codul advertiserului, presupun. Și redirect, adică după ce vizitatorul a dat click pe acest link, el unde să fie redirectat, redirecționat? Către ProAlpin, da? Către pagina principală sau către orice altă pagină de pe site se poate adăuga. Bun. Deci, în tu performant copiem linkul respectiv, la final ștergem tot ce e redirect to, după redirect to egal, ștergem tot ce e după el și scriem formula următoare lp url în paranteze în acolade, da? Și a rond st, st e codul ăsta care cu ajutorul căruia noi transmitem parametrii în în performant, zice undeva, scrie despre -t. de fapt -t, dacă o să mergem la comisioane sunt ăsta este ăsta click tag da? adică acel cod care îl putem adăuga aici îi transmitem platformei codul din uh, clicului da? asta este un cod de click. Da? Deci băgăm codul și asta este terminația sufixul care trebuie adăugat. Dacă vedeți la exemplu e la fel, îl pe url și tagul pe care vrem să-l adăugăm noi. În cazul nostru din platforma tu performant este tg ăla sau g -t 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 tag, tag, tg, click tag. A, set. -n. Da, bun. În afară de asta, dacă faceți promovarea prin afiliere, neapărat, neapărat trebuie să mergeți la cuvinte cheie negative și să adăugați domeniul, numele advertiserului la negative, da? Proalpin, da, dacă noi promovăm Proalpin. Magazinul respectiv trebuie neapărat de adăugat la negative cuvântul cheie Proalpin. Pro, alpin, adică dacă domeniul este format din două cuvinte cheie, la fel trebuie împărțit pentru că mulți scriu în Google pro alpin, da? pro spațiu alpin. Pro alpin, pro alpin.ro da? Deci cuvintele astea neapărat trebuie adăugate. Dăm click pe butonul plus și aici adăugăm lista de cuvinte cheie negative. Pro alpin, pro alpin, pro alpin.ro da? Câte una pe linie, pe fiecare linie. Și aceste cuvinte negative le adăugăm la nivel de campanie. În afară de asta eu am mai creat o listă, ah, nu am aici. Am mai creat o listă de brand bidding, ah, dar e în alt cont, în alt cont. Acolo am lista completă cu toate termenele, cuvintele cheie negative de la toți advertiserii sau de la cu care lucrez eu și de obicei această listă o adaug, aici n-am adăugat-o, dar neapărat trebuie să adăugați cuvintele respective, da? de exemplu dacă promovați ProAlpin, adăugați ProAlpin dacă promovați alt advertiser, de exemplu Elefant, la fel trebuie să adăugați, doar că Elefant nu permite, da? deci vedeți aici, dacă e cu, cu X, înseamnă că advertiserul respectiv nu permite promovarea prin Google Ads. Ca să facem o filtrare, să vedem cine permite să ne promovăm prin Google Ads, îi dăm aici la Promote Google PC, PPC. Da? Deci, advertize respectiv permit promovarea prin Google Ads. Da? Deci trebuie să fie bifasta asta cu verde. Google PPC. Google PPC. Da? Mai sunt unii care e cu semnul întrebării. Adică ei permit uh, promovarea prin această platformă, doar că trebuie, după o discuție cu ei, Da, trebuie să-i contactați și să le ziceți că vreți să faceți promovarea cu ei. Dar dacă insistați tot atât de tare să-i promovați pe ei, da, dar de obicei eu aleg pe ăștia care permit, și dacă oricum sunt sute de advertizeri, adică ai pe cine să-i promovezi, efectiv. Deci nu e nicio problemă. Și la ce chestie m-aș mai uita eu înainte de promovare, mă uit la timpul de plată, deci 40 de zile time to payment. Adică trebuie să treacă 40 de zile ca să vă pătească pe o conversie care ați, nu care ți înregistrat-o, dar care a fost aprobată, mă gândesc. Pentru că eu lucrez, de exemplu, acum cu petmart.ro Petmart, da? La fel, 46 de zile. Deci eu am aștept comisioane din din decembrie, pay, nu pe aprobat, da? Deci sunt aprobate. Selectăm uh, advertiserul. Mergem la sfârșit. Aștept comisioane din 7 decembrie, da? Deci 3 luni. Foarte mult. Mai ales că voi băgați bani în, în platformă, da? În Google Ads. Voi băgați banii. Banii ăștia înregistrează clicuri, înregistrează conversiile, conversiile se transformă în comisioane în platforma tu performant și banii rămân acolo în tu performant. Voi trebuie să scoateți banii ăștia să-i băgați înapoi în reclamă, o, parte, o mare parte din ei, da? ca să continuați să înregistrați clicuri și conversii. În momentul de față, banii sunt în platformă, da? deci sunt înregistrate cât acolo, ia să vedem, la comisioane, aprove, da? Deci, în afară de că mai sunt comisioane în paiding, dar la aproved, da? Mergem nu pe februarie, luăm doar pe petmart.ro Ne uităm, da? Deci 724 de euro. 724 de euro paid, trebuie să mi-i plătească. Deci sunt 3500 de lei din decembrie, da? 3 luni comisioanele sunt aprobate, de ce nu le plătește? Pentru că la mine banii deja în Google Ads s-au terminat, am mai și băgat de la mine 1000 de lei, da, din buzunar ca să țin campania în rulare și ca și, ca și rezultat am rămas fără bani în, în, Google Ads și banii sunt aici. Acum când o să-i retrag, îi bag în Google Ads, dar deocamdată reclama asta pe pauză. Cel mai bine era cel mai comod era la advertiserul Libris, da? pentru că el făcea plata săptămânal. Adică înregistrai conversii, le aproba și săptămânal făcea plata. 100 de lei, 200, 300, cât înregistrai, conta, conta cât înregistrai. Și făcea plata săptămânal, da? Mai ales că era la 27 de zile, deci nu 46, era 27 de zile, time to payment, da? Doar că începând din 2021 Libris sa nu mai, nu mai permite Google PPC pentru că zic ei că se făcea brand, brand -binding ăsta. Asta este. Da, deci cum ziceam, vă uitați aici la time to payment, da? deci sunt 20 de zile, e perfect, 40 cam mult, 49, 60 de zile, a, asta nu face reclamă, Google PPC. 11 zile, da? Best value, 11 zile, 40 de zile, 54, 35, da? Deci vă uitați și la timpul de plată. Bun, acum să ne întoarcem înapoi la campania noastră, la bocancii noștri. Suntem la cuvinte cheie. Deci, avem 7 zile, da? de când am început să promovăm sunt 7 zile, deci de pe 15 în care am înregistrat cel mai multe clicuri, da? pentru că cuvântul Bocanj de Munte a mâncat 70 de clicuri și un cost de 40 de lei, da? Bun, asta l-am pus pe pauză, ne-a consumat atunci banii, mersi. După care avem bocanj de munte și bocanj de, potrivire expresie și potrivire exactă. Aici avem înregistrați 78 de clicuri și 42 de lei ne costă. Da? Acum deschidem fișierul nostru Excel. Fișierul ăsta Excel, dacă îl vreți, scrieți în comentarii și o să-l cumva o să-l pun online și o să aveți acces la el. Uitați vă ce facem noi aici. Da? Deci noi avem prețul pe click. Hai să-l actualizăm. Avem 0,60 de bani. Comision 10, rata de conversie la rata de conversie, cum o calculăm? Noi în momentul de față avem 78 de clicuri, da? Dacă băgăm aici 78 de clicuri și presupunem că acum o să înregistrăm o conversie, asta ar însemna că noi acum în momentul de față avem rata de 1,2. Noi acum nu avem rata asta pentru că nu avem nicio conversie, dar să presupunem că am înregistrat în momentul de față la 78 de clicuri, cât avem o conversie. Ar fi rata noastră de 1,2, da? Atunci punem aici 1,2 Conversion Value, asta este calculată, adică după comision, după prețul produsului care l-am adăugat, dacă mai țineți minte la prima lecție dacă nu vă întoarceți și vă uitați, deci avem prețul produsului, avem comisionul pe care îl avem la platforma la advertație respectiv și avem valoarea conversiei, efectiv cât noi, comisionul nostru cât, cât luăm noi este 60 de lei. În momentul de față, noi am am cheltuit 50 de lei, da? 42 scrie. Azi, CPC 0.55, preț pe click 0.55. Nu știu ce am modificat eu, 60. Deci avem 45 de lei cost, 42. CPC. Numărul de clicuri 78. A, ah, Aici ar fi la 100 de clicuri, costul la 100 de clicuri, da. Hmm. Mai avem un pic și ajungem la 100, oricum. Aici era vorba de 100 de clicuri. Da, nu e nicio problemă. Deci 45 de lei cheltuiți la 100 de clicuri, noi acum încă n-am ajuns la 100 de clicuri, avem 42. Putem să punem. Câte clicuri, dar nu contează asta. Noi ne uităm momentul de față. Am avea profit. Dacă am înregistrat conversie, în momentul de față, am avea profit 14 lei. Și rata de profit 70, 76, adică foarte mică. Dacă avem aici rata de profit 100, înseamnă că n-am înregistrat profit de loc, adică 0. Da? În concluzie, eu cuvântul cheie respectiv nu l-aș mai promova deloc. Da? Pentru că chiar dacă înregistrează o conversie. Profitul este foarte mic față de banii băgați, adică eu bag 40-50 de lei ca să înregistrez înregistre 10 lei puțin. Acum, noi putem să facem ceva în Google Ads ca să îmbunătățim? Hai să vedem și lucrul ăsta, de exemplu, s-ar putea să fie problemă în platformă, da? adică n-am optimizat noi foarte bine campania respectivă și da, într-adevăr există loc de îmbunătățire a ratei de conversie. Hai să vedem dacă putem să facem ceva. Deci noi avem rata de clic 29%, de aproape 30% de procente, este un câtăr foarte mare, deci e bun, nu e rău. La afișări deci aici, dacă lui e mic, ce înseamnă dacă e cătărul e mic? Înseamnă că cuvântul cheie nu se potrivește cu textul din anunț. El, utilizatorul, scrie în Google bocanci de munte, dar vede în anunț sandale. El nu dă click. O sută de oameni au văzut, au scris uh, bocanci de munte și au văzut sandale, n-au dat click pe anunțul respectiv. Asta înseamnă că rata de clic e mică. Da? Deci, Aici e o problemă. Când uh, scrii ceva, dar ți se afișează altceva. La noi, noi stăm bine din punctul ăsta de vedere. Deci, verificați și la voi dacă stați bine din punctul ăsta de vedere. Adică, dacă el scrie bocanci de munte în anunț, vede bocanci de munte. Dacă vede e bine, înseamnă că rata de uh, click este mare. La noi tot este mare, deci suntem ok din punctul ăsta de vedere. Mai departe. Afișări în prima poziție. 62%. Ce înseamnă asta? adică cât de des ne-am afișat în partea uh, sus, în partea de sus față de partea de jos. Din statistici, în celelalte videouri v-am prezentat, de exemplu, dacă transform în partea de sus, vezi altele. Nu mai țin minte în care video, dar v-am arătat că în partea de sus se înregistrează aproape toate conversiile și rata de click este mare. Aici, noi dacă ne afișăm în partea de jos, nu o să înregistrăm multe, conversii. Rata de click o să fie foarte mică și rata de conversie o să fie mică. La voi, în situația voastră, dacă de exemplu aici aveți 5 clicuri și aici aveți 60 de clicuri, este o problemă. Da? Adică anunțul vostru se afișează mai mult în partea de jos. Voi trebuie să măriți prețul pe clic ca să-l urcați mai sus, respectiv voi o să plătiți, o să aveți cheltuieli mai mari. Dar acolo sus rata de conversie este mai mare adică aveți mai multe șanse de a converti. La noi, în cazul meu, mare majoritate de clicuri sau uh... ah a, eu mă uit la asta întrerupt, ai mai jos, aici. Ăla nu mai luăm în seamă, putem să-i dăm și aici doar cele active, ca să nu ne încurce. Ne uităm aici, da? Majoritatea clicurilor au fost în partea de sus, da? 70 de clicuri au fost în partea de sus, Rata de click este 35% și din astea 75% care au, au ajuns pe site, n-au convertit, da? Deci 75% de utilizatori care au scris un cuvânt cheie în care, de potrivire expresie, adică în terminul lor de căutare pe care l-au scris ei pe Google, era cuvântul bocanci de munte. Au ajuns pe site și n-au convertit, n-au cumpărat, da? Deci aici e o problemă. De ce n-au cumpărat? Asta deja e problema este pe site, da? Adică eu am făcut maxim posibil, am făcut anunțul, da? Anunțul respectiv are o rată de clic destul de mare. Marea majoritate cuvintelor, iarăși, sunt pe primele poziții. Mă afișez aici sus, Mă afișez în partea asta de sus, vedeți? Proalpin, bocanji de munte. Asta este anunțul creat, da? Deci, sunt în partea de sus. Vizitatorii dau click, interacționează foarte bine cu anunțul, dar nu convertesc, nu cumpără. Aici, deja, problema noastră se duce către magazin. Vizitatorul alege să cumpere din, din alt magazin, din lista asta de. Concurenți, da, sunt câți am zis noi, 19, da, majoritatea dintre ei aleg să cumpere de la magazinele respective. Eu, dacă las reclama să ruleze în continuare, să ajung până la 200 de clicuri, probabil cineva va converti până la urmă, da, va face comanda, dar voi avea o rată de clic foarte mică, adică cineva din magazinele astea are o rată de conversie mult mai mare. Chiar dacă eu am Uitați-vă, e pantofi, da? E pantofi are procentajul de afișări mai mare decât mine. Eu sunt pe a doua poziție. Ce îmi zice acest lucru, da? Că e pantofi se afișează mai des decât mine. Asta înseamnă că el își permite să se afișeze mai des. Da? Înseamnă că el înregistrează conversii, își permite să bage bani în campanii, da? Adică el ia bani, câștigă bani care o rată bună de conversie și investește înapoi și respectiv are o rată de afișare mai mare. Da? În momentul în care tu încasezi foarte puțin, tu și bagi bani puțin și atunci afișeri, procentul de afișare e mai mic. De aici putem să tragem o concluzie că e pantofi, ia marea majoritate de uh, vânzări, adică are o rată de conversie bună. Acum să vedem dacă și vinde bocanci de munte. Mm. Bocanci. Nu prea seamănă astea la bocanci de munte. Bărbați. Să fie de munte astea? Da, probabil perspectiva asta de licitație nu se referă doar la bocanci de munte, mă gândesc eu. Sau poate că se referă, nu știu ce să zic acum. Bun, deci, deocamdată eu să mai las cuvintele astea cheie. Da? Aia și mai ce am putea să mai facem să mergem aici la termen de căutare și să ne uităm, da, bocanci de munte efectiv în potrivire exactă. A înregistrat decât 28 de clicuri. Asta putem să-l mai lăsăm până la 50 de clicuri, da, sau chiar până la 100. Pentru că termenul respectiv de căutare a consumat decât 17 lei, da? Putem să l lăsăm mai mult să înregistreze, dar eu de obicei acele cuvinte cheie care au depășit 25 de clicuri, da? adică rata de conversie ar fi 4 sau 20, rata de conversie ar fi 5, le pun pe pauză. Da? Deci noi avem aici în platformă, a, avem 23, 400 de magazine online pe care putem să le promovăm. În astea 400 de magazine mai mulțim cu 1000 și găsim un milion de cuvinte pe care putem să le promovăm cu o rată de conversie bună. da. Deci n-are rost să ne batem după cuvântul ăsta care are concurență și care înregistrează o conversie la 100 de clicuri. Noi căutăm, căutăm acel cuvânt cheie care are, are o rată de conversie bună, da? să nu stăm să ne chinuim cu aceste cuvinte. Și atunci eu, eu cum aș face la campania respectivă? Deci dacă a depășit 20 de clicuri, pauză. Dacă a depășit 100 de afișeri, la fel, pauză, dar nu are rost să stau cu cuvântul cheie respectiv. În cazul vostru, ce să zic, dacă nu nu aveți altă alternativă, da, puteți să continuați să înregistrați o conversie, să vedeți, care este costul, care este profitul da? și să, începem, să începem să îmbunătățiți. Dar aici, iarăși, nu prea văd de ce am putea noi să îmbunătățim. Rata de click este destul de mare. Nu avem ce să facem. Cuvântul cheie respectiv are, bine, e vorba de profesional, nu știu dacă este la noi pe site bocanci profesionali. Sunt bocanci de firmă, originali, sunt buni, sunt, n-au nicio problemă, dar Probabil sunt prea scumpi, nu știu. E, și ce am mai făcut eu, am mai modificat aici la anunțuri, am pus la un anunț în loc de 500, am pus 750. Totuși nu e chiar corect, pentru că marea majoritate sunt între 700, 600, da, de deci ce am aici ceva la reducere, dar ăștia sunt mai mult ghete decât bocanci, da? Și atunci ar fi corect să pun prețul mai mare. Deci la unul am modificat, am modificat la 750, o să-l modific și la acesta le modific pe rând pentru că le bagă în pauză, în examinare și atunci ca să nu le opresc pe ambele, le-am modificat pe rând. Salvați anunțul. Da? Bun, deci pe ăsta îl mai las în principiu o să mai revin la el probabil când va înregistra o conversie, dacă va înregistra. Și încă o chestie, cum să verificați dacă se înregistrează cel puțin măcar clicuri, da? adică dacă totul ați făcut corect. Foarte mult contează anume acest șablon de urmărire, da? adică ăsta. Dacă nu-l adăugați pe acesta, practic faceți promovare. Clienții, vizitatorii ajung pe site, poate să-și convertească, dar nu, nu înregistrați voi conversia. Dar ca să verificați dacă totul este ok, mergeți pe platformă și mergeți aici la dashboard, la clicuri. Da? Ne uităm la clicuri pe ziua de azi. Dacă avem ProAlpin, da? Deci avem ProAlpin, ProAlpin, ProAlpin. Nu avem aici niciun referal, probabil am dat eu click. Dar trebuie să căutăm undeva unde scrie Google, da? Vedeți, ProAlpin a venit de la Google. ProAlpin a venit de la Google, da? Deci, clicurile se înregistrează. Nu, mă, nu prea îmi place mie că se înregistrează multe clicuri. De exemplu, uitați-vă, IP-ul respectiv s-a fost înregistrat de 3 ori. Adică, ori a dat de 3 ori click pe reclama mea în Google Ads, da? la 42, e posibil în principiu, adică un, un, vizitator să dea mai, de mai multe ori click pe anunțul meu, da, deci nu e, să nu fie doar el, dar doar un sigur api de 10 ori, atunci da, e o, e o problemă. Proalpin, aici IP-urile sunt diferite, e ok. Proalpin este tot diferit, bun. Acum, Haideți să vedem, totuși, în acest video să vă arăt o campanie care înregistrează, care a înregistrat conversie. Campania, campania asta deocamdată este pusă pe pauză. După cum am zis, am consumat tot bugetul pe ea. Deci, în luna aceasta, în februarie, deci, practic, am ajuns unde am ajuns eu aici, pe 9 februarie, pe 11 februarie, hai să zicem, da, pe 11 februarie am început să pun pe pauză cuvinte pentru că nu mai aveam bani, epuizează tot bugetul și din ce în ce mai puțin până când am oprit-o cu totul pentru că nu mai am bani pentru ea. Toți banii ați văzut sunt în performant. Și am pus-o pe pauză. Chiar dacă campania este profitabilă, uitați-vă, sunt 754 de lei, da? Hai să analizăm primul cuvânt. Deci primul cuvânt are conversii, 112 de conversii, cost conversie este 5,82, adică eu plătesc pentru fiecare conversie 5,82 lei. Valoarea conversiei, nu, valoarea împărțită la conversii, 9 lei, adică valoarea împart la numărul de conversii să văd cât câștig pe o conversie. Deci eu plătesc pe o conversie 5 lei, câștig 9 lei. Da? Deci practic este pe profit, e ok, putem să promovăm acest, acest cuvânt cheie rata de profit este un, o valoare pe care am adăugat-o eu din coloane modificați coloane, coloane. Deci putem să adăugăm coloane personalizate, am adăugat-o eu, nu e mare șmecherie, cu iauri, cu iauri, fără ea. Adică, în cazul meu, rata de profit. 62. Ce înseamnă rata de profit? Hai să vedem. Rata profit e altceva, rata de profit. Costul împărțit la valoarea conversilor în procente. Așa mi-am pus eu să calculez rata de profit. Adică dacă aici e 100, eu nu am câștigat nimic. Dacă aici e 50, eu am câștigat dublu față de cât am băgat. Dacă e 0, 0 nu poate să fie. Adică nu pot să bag nimic și să câștig. Da? Deci, ideal, aici ar, fi, ar trebui să am 50. Da, adică bag 10 lei, câștig 20, nu, bag 10, câștig 10, nu, da, bag 10, câștig 20, ca și în cazul ăsta, unde e costul, am băgat 200, am câștigat 256, da, am câștigat 56 de lei, aici am băgat 654, am câștigat 1052, n-am câștigat 1052, am, am înregistrat conversii de 1052, am câștigat 397, da, Bun, deci să rămânem la primul, da? Deci avem rata de conversie, 7,9, da? Deci vedeți ce rată de conversie am aici, 7,9, 5,13, 4,38, 6,93, da? Deci o rată de conversie destul de bună, cu care poți să lucrezi. Nu cum la bocanci care probabil o să fie sub 1, da? Aproape de 0, probabil. Afișeri în primele poziții. Deci în primele poziții noi ne afișăm de 85 de ori vroiam să merg încă o dată la perspectivă asupra licitației, vreau să văd aici. Deci aici avem 16, da? Deci concurența e un pic mai mică față de Proalpin. Ne întoarcem înapoi la cuvinte cheie. Da, deci aici 85% suntem în, primele poziții, da? Deci este o valoare foarte bună nici nu trebuie să tindem către 100 pentru că totuși sunt mai mulți concurenți și toți ne rupem să fim pe primele poziții, da? Și n-are rost să băgăm o grămadă de bani să intrăm pe minus pentru ca să fim pe primele poziții Împărțim conversele între noi, da? Astăzi iau eu, mâine ei, tu sau astăzi ei și tu și eu, da? Dar în principiu pe primele poziții oricum, puțin, puțin contează dacă ești pe prima poziție sau dacă ești pe a doua poziție, pentru că un vizitator chiar gândește-te singur când intre pe Google, cum, cum cauți, scrii terminul de căutare, deschizi 1, 2, 3, 4, 5 site-uri, dar primele 5 site-uri le deschizi oricum. Deci nu contează că ești tu pe prima poziție sau ești pe a doua poziție, oricum poți să fii deschis. Da? de, Google, de vizitator. Când e deschis, deschizi prima și a doua și a treia, da? Deci nu are rost să fii pe prima, poți să fii chiar și pe a treia. Că dacă ești tu, vii cu o ofertă mai bună față de ceilalți, vei înregistra conversii, da? Deci exact ca și în cazul ăsta, la cuvântul ăsta, de ce eu am rata de conversie de 7,9, da? Pentru că majoritatea cumpără. Da? din cei care intră, chiar dacă a ajuns el pe, la mine pe site, pe prima poziție sau pe a doua sau pe a treia. el cumpără. O să-i dăm și o segmentare și aici după partea de sus visi altele. Da, și ne uităm aici foarte, uitați tot o chestie foarte interesantă. Deci partea de sus avem 100 de conversii. Partea de jos sau cealaltă. O singură conversie. Da? Deci cât de mult contează să fii pe partea de sus. Pentru că partea de jos, practic, nici nu ajunge. Nu mă vorbesc de prima poziție, în partea de sus, adică în cele patru anunțuri. Și aici avem CPC în 0,46, dar într-adevăr sus este mai scump, jos este mai ieftin. afiseri, afiseri 1000 de click cu 16. Rata de click 37, deci partea de sus se dă click mai des decât partea de jos. Jos avem 2,52. Deci noi, dacă pe cuvântul ăsta cheie, vom pune prețul de 0.27 ron, el se va afișa doar în partea de jos. Va avea un câtărât de aproximativ 2.52, da? și rata de conversie 6.25. Tot e mare, nu e mică. Doar că, vedeți, suntem pe minus. Da? Deci am mărisat o singură conversie, dar am cheltuit mai mult decât am, în, decât am câștigat. Da? Deci, vedeți cât de mult contează faptul că tu te afișezi în partea de jos sau în partea de sus. Bun, afișeri în prima poziție. Deci, din 100 de afișeri pe care le-am avut eu, din 4400 de afișeri, jumătate din ele, aproape mai mult de jumătate, le-am avut pe prima poziție. Da? E bine. Asta este un cuvânt ideal, da? Deci trebuie să tindem către asta, dar și contează și cum facem anunțul. Anunțul contează anume aici, la valoarea câtr. Dacă CTR-ul nostru este bun, Google vede lucrul ăsta și el tinde să ne promoveze pe noi în partea de sus. Nu, nu, se tinde, da, ne afișează pe noi mai des în partea de sus, în poziții mai relevante, da, pentru că el de pe noi va câștiga mai mult. Eu dacă am rata de conversie, de, rata de click 30 de, uh, procente și cineva are 5, da? din ăla cu 5 va câștiga mai puține clicuri, da? pentru că mai puțini dau click, dar Google încasează pe clicuri. Înțelegeți? Nu încasează pe conversiile noastre, dacă înregistrăm noi conversii sau nu. Nu îl interesează pe el. Pe el îl interesează rata de click. Cine dă click mai des. Deci dacă unul are 5% și eu am 30, o să mă afișeze pe mine mai sus sau mă va afișa cu un preț mai mic, da? Pentru că am o rată mai bună de conversie. Este, sunt uh, favorizat față de restul să fiu afișat mai des, pentru că am o rată de click mai mare, da? Bun. Hai să căutăm și un cuvânt care nu este profitabil. Dacă, da, cuvântul profitabil e bine să îl arătăm, să arătăm că este frumos, dar Hai să vedem și alte variante. Deci, al doilea cuvânt, da? De exemplu, avem 13 conversii, cost conversie 6 lei, CPC optim tot e o valoare care o foloseam înainte, acum nu o mai folosesc, că nu, 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 nu e corectă. Prețul mediu 43, afișeri, cât rău 15, e un pic mai mic, costul 83, valoarea conversiilor 87. Acesta, da, asta este un cuvânt care cam greu urc, urcă dar foarte greu, da? profitul este de 3 lei chiar dacă am băgat uh, 83 de lei, da? deci este un cuvânt care urcă foarte, foarte greu, rata de conversie e bună, dar din ce văd eu aici, valoarea conversiei, valoarea conversiei, nu, cost conversie, nu trebuie să fie valoarea în conversie la cost, Valoarea conversiei împărțită la conversie. Asta îmi trebuie. Pe, pe, o conversie înregistrez doar 6 lei, da? E mai mic aici, înregistrez 9 lei aici, adică comisionul pe care îl iau pe cuvântul ăsta de căutare este mai mic față de celălalt. Și celălalt fiind mai mare îmi permit și eu să bag mai mulți bani în el. În asta îmi permit mai puțin. Bun, hai să Vedem și partea cealaltă a medaliei. Minus 19 lei profit. Da? Deci, chiar dacă înregistrez conversii. Da? Deci e un cuvânt care convertește. Și dacă ne uităm și la rata de conversie, tot e bună. 7% rata de conversie e perfect. Dar iarăși nu este bun. Deci, putem să avem rata de click. 27%. O rată de clic foarte bună. Avem rata de conversie 7%, iarăși foarte bună. Dar la profit să fim pe minus, da? Deci, foarte mare atenție. Deci, ați văzut un caz în care suntem pe profit și un caz în care nu suntem pe profit. De ce nu suntem pe profit aici? Ca și în partea cealaltă. Pentru că noi am cheltuit 63 de lei, dar am câștigat 44. Adică, fiecare comandă din astea opt conversii la valoarea conversie, valoarea conversie am înregistrat 5 lei. Deci pe fiecare comision eu iau 5 lei pe fiecare conversie, iau 5 lei. Dar de fapt pe fiecare conversie eu cheltui 7 lei. Înțelegeți care e ideea? Eu dacă aici pe conversia asta aș cheltui 4 lei, dar n-aș cheltui 5, aș cheltui 4, un lei eu l-aș câștiga. Adică eu trebuie să tind către costul pe conversie să fie 4 lei, maxim, da? ca, să fiu, ca să pot să fiu pe profit. Dar iarăși, aici există probabilitatea că la un moment dat, micșorând, deci practic ca și soluție trebuie să micșorez prețul, da? Rata de click este mare, nu am ce să-i fac, rata de conversie este mare, și bine, se poate, da, putem să mai mergem la termenul de căutare, să vedem ce termeni de căutare nu sunt chiar atât de buni, nu sunt chiar atât de profitabile, da, deci ceea ce facem noi aici, putem să mergem și la termenul de căutare și să ne uităm, dar aici, uitați-vă, este termen, bine, nu o să vedeți că nu am închis, am acoperit cuvintele cheie, este cuvânt cheie în potrivire exactă. Deci exact, deci nu pot să merg la termen de căutare și să zic, bagă la negative cuvântul ieftin, da, pentru că el nu prea convertește. Nu pot, pentru că aici este exact, deci cel care a scris cuvântul respectiv, asta a vrut. Pur și simplu, fiecare cuvânt, produsul respectiv este ieftin, da, și eu nu-mi permit. Deci singura soluție este să mixurez CPC-ul, prețul pe click, da, să nu mai fie 0.52, să fie 0.42 sau 0.32 astfel încât să înregistrez conversii profitabile. Dar în momentul în care noi micșorăm prețul, noi picăm aici. Procentul de afișare o să cadă. Procentul de afișare în prima poziție o să cadă. Rata de click o să cadă. Rata de conversie o să scadă. Da? Deci până la urmă nu contează, nu prea contează valorile astea. Important să fim pe profit. Da? Aici pe profit. Dacă suntem pe profit, e bine. Ok, nu suntem pe profit, scădem. Scădem, scădem, scădem. Dacă nu se întâmplă nimic, chiar nu suntem pe profit, am eliminat cuvântul respectiv. Nu stăm să ne rugăm de hai te rog frumos, dăm și mie niște conversii sau fă ceva. Nu, l-am eliminat. Nu este profitabil pentru noi. Sunt câteva milioane de cuvinte cheie, putem să luăm oricând alt cuvânt. Care e problema? Nu e nicio problemă. Îl eliminăm și gata, nu mai stăm. Deci eu cu cuv cuvântul ăsta per timp, pentru că înregistrează conversii, da? dar chiar dacă nu sunt pe profit, dar deocamdată o să-l pun pe pauză. Pot să elimin cuvântul ăsta, de exemplu. Dacă a înregistrat 21 de clicuri, minus 8 lei și n-a înregistrat nicio, nicio conversie. Bine, asta era pus manual de mine, a vrut să-l testez, dar cred că de timpul deja să-l pun pe pauză. Este un cuvânt cheie care are un produs foarte scump și m-am gândit că dacă e foarte scump, bam, bam, bac și înregistrez conversii și fac profit, dar nu e chiar așa. E foarte scump, e vorba de mii de lei. Afișerile în partea sus sunt ok, dar na, nu înregistrez conversii. Probabil o să pun. Oricum, campania asta toată e pe pauză pentru că v-am zis, am avut bani. I-am băgat toți în ei. Dacă ne uităm la statistici începând din decembrie până acum, o să vedeți că la un moment dat și aici o să-i dăm lunar hai să-i dăm mai mult o perioadă mai mare din august Da, vedem că de când am început eu să lucrez la campania asta, la advertazerul asta, bugetul era mic și mergeam. O să mergem la grupuri, o să vedem pe grupuri mai bine, a, nu, aici tot așa, nu contează. Da, hai să băgăm aici cost și aici să băgăm valoarea conversiilor, o să vedem cât de profitabil eram până acum. Valoarea conversiilor, da, deci în august am avut 246 de lei cost, am cheltuit pe campania respectivă și ca și valoarea conversiei 161. Deci în august am fost pe minus. Da? Bun. Mergem mai departe. În septembrie cost 576, valoarea conversie 881. Deci pe profit. Da? E bine. Pe urmă, în octombrie 600, 900 iarăși profit, 700, 1000 iarăși profit, 594, 1000 profit, 1500 ianuarie, 1500, 2000 profit. Profit, da? Deci am început în minus, campania am început să o optimizez, da? Deci din lista de cuvinte adăugate am lăsat acele cuvinte care convertesc. Le-am optimizat, le-am prelucrat și campania încet, 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 a început să crească. Până la un moment dat, până când în ianuarie a început să crească rău de tot, mi-a consumat 1500 de lei în ianuarie și 1200 de lei în februarie. Eu banii ăștia aveam în contul de Google Ads, i-am consumat, toți banii s-au dus în platformă în performant și practic banii stau aici. N-am ce să-i fac. Asta e o problemă. Dacă ne uităm aici la comisioane, alegem Petmart. Alt Pading. În Paiding avem 500 de euro și în Aprovet mai avem încă 724 de euro, da? 724 sunt 3500 plus 2500, 6000 de, de, lei trebuie să încasez, da? Practic încasez și bag înapoi, când, na, o parte. Dar, na, asta, chiar dacă campania respectivă este pe profit, am fost nevoit să o pun pe pauză. Bun, deci, în paralel am mai lansat încă o campanie. nu, no, n-am înregistrat conversie nici acolo. A, la alta am înregistrat, dar este pe alt cont. Bun, deci cam atât. Dacă aveți întrebările, scrieți-le în rubrica de comentarii. Vă puteți abona la canal pentru că pe viitor vă mai adaugă uh, uh, videouri de genul și până data viitoare.